Dragi elevi, în continuare vom prezenta modelul pe care l-a elaborat Ministerul Educației ca probă pentru istorie, pentru ediția din 2013 a examenului de bacalaureat. Acest model cuprinde, așa cum se știe și din anii trecuți, trei subiecte. Subiectul întâi, analiză de texte, subiectul al doilea, tot o analiză de text și subiectul al treilea, un eseu structurat. Vom începe cu subiectul întâi, care este punctat cu 30 de puncte și care este format din două fragmente, texte care se referă la istoria medievală românească, texte care sunt extrase, să spunem așa, din două lucrări de referință din istoria românilor. Primul text, l-ați citit cu atenție, da? Și al doilea text, la fel, se referă la unul dintre ele, ca să rezumăm, la conflictul dintre Basarab I, domnitorul țării românești, cu Carol Robert de Anjou, regele Ungariei, iar al doilea text se referă la Moldova și anume la întemeierea Moldovei și acțiunea lui Bogdan I de Maramureș ca prim voievod independent al acestui stat. Prima întrebare sună așa. Numiți conducătorul statului românesc de la sud de Carpați, precizat în sursa A. Dacă noi ne uităm cu atenție, în sursa A, acest conducător din statul de la sud de Carpați este Basarab. Deci răspuns corect, Basarab. Noi îi spunem Basarab I, întemeitorul. A doua întrebare. Deci este o întrebare cu un răspuns foarte simplu, de aceea are acordate două puncte. A doua problemă pusă de subiectul întâi este precizați secolul la care se referă sursa B. Dacă iarăși citiți cu atenție, veți vedea că toate datele sunt între 1300 și 1399. Prin urmare, secolul la care se referă sursa B este 14. A treia problemă. Numiți cele două state medievale românești precizate în sursele A și B. Dacă iarăși le privim cu atenție, vom desprinde următoarele, că în sursa A este vorba de Muntenia sau Țara Românească și în sursa B de Moldova. Și avem aici 6 puncte acordate. La punctul 4 sau întrebarea cu numărul 4, să se scrie pe foaia de examen litera corespunzătoare sursei care susține că acțiunea militară organizată de regele Ungariei în spațiul românesc a fost precedată de o acțiune diplomatică. Citim cu atenție sursa A și ce observăm? Că înainte de bătălia de la Posada, nu? Atât Basarab I, care a încercat inițial să negocieze cu Carol Robert de Anjou, cât și Carol Robert de Anjou ar fi încercat și el să negocieze pentru a se evita conflictul, nu s-a reușit. Solia aceea trimisă regelui Carol Robert de Anjou cu oferta, și se vede în prima parte a textului din A, a fost respinsă oferta și Carol I a propus să ocupe Țara Românească și să devină vasal a Ungariei, ceea ce Basarab I a refuzat și astfel negocierile au căzut și a urmat bătălia zisă de la Posada. Se acordă aici 3 puncte pentru răspunsul la această întrebare, care este simplu de a consemna pe foaie doar litera A. La 5, aici avem o cerință ceva mai complicată, să spunem, să se scrie pe foaia de examen două informații aflate într-o relație cauză-efect selectate din sursa B. Dacă ne uităm cu atenție la sursa B, respectiv informații care privesc Moldova, ce observăm? Să luăm un prim exemplu de două informații aflate în relație cauză-efect. Spre pildă, prima. Regele Ungariei creează o marcă la est de Carpați, deoarece, da? Sau în consecință. De ce o creează? Deoarece dorea să protejeze frontierele estice ale Ungariei de atacurile tătarilor. Sau în consecință, nu?
se întâmplă asta, sau o altă relație. Deci prima este aceasta, relație și suficientă ca răspuns. O a doua variantă, în 1359, feudalii locali din Moldova se revoltă deoarece erau nemulțumiți de suzeranitatea maghiară. Deci este o a doua informație cu relații cauză-efect. Iată cum un răspuns va acumula 7 puncte la această întrebare cu numărul 5. La numărul 6, aici se cere să prezentați. Când se va pune problema prezentării, asta înseamnă să facem un scurt rezumat a ceea ce cere punctul 6. Și aici sunt exemplificate două confruntări la alegere. Între secolele 15-17, e vorba de confruntări militare, să fie prezentate pe scurt. Aici se pot alege, și eu vă propun, dragi elevi, fie bătălia de la Rovine din 1395, fie bătălia de la Nicopole din 1396, ambele protagonist fiind Mircea cel Bătrân, sau bătălia de la Belgrad 1456, sau Vaslui 1475, sau Călugăreni 1595. Prin urmare, fiecare din această bătălie poate fi prezentată și astfel câștigați cele, în ghilimele, cele 6 puncte. Aici este vorba de două dintre aceste confruntări. Cele mai cunoscute ar fi Rovine, spre pildă, și Vaslui. Dar tot atât de, știu eu, de potrivite pot fi Belgradul și Călugăreni. A șaptea problemă, menționați o asemănare între autonomiile locale din spațiul românesc în Evul Mediu. Aici trebuie să fim atenți pentru că avem de a face cu un numitor comun a ceea ce înseamnă autonomii în toate cele trei țări române, adică Transilvania, Muntenia și Moldova. Ce știm noi până acum? Că autonomii locale sunt în cele trei țări, spre pildă, comitatele în Transilvania, județele Muntenia și ținuturile Moldova. Ce au comun aceste autonomii? Nu atât că se numesc altfel ele, da? Dar comun ar fi faptul că puterea centrală, domnia sau regele Ungariei, le coordona, le supraveghea prin dregători special trimiși în aceste unități administrative. Acesta este punctul comun al autonomiilor din spațiul românesc. Acum, dragii, să trecem la subiectul al doilea, care este tot o analiză de text și este punctat cu 30 de puncte și se referă la un episod din istoria modernă a României, respectiv din politica externă a României după dobândirea independenței. Și este aici concret analizat tratatul de alianță dintre România și statele occidentale grupate în zisa alianță a puterilor centrale sau tripla alianță. Și la prima întrebare, dacă ați citit și cred că ați citit cu siguranță, ați citit textul, prima întrebare este următoarea. Numiți alianța precizată în sursa dată. Este foarte simplu, avem aici tripla alianță sau puterile centrale. Da? Cu două puncte cotată această problemă. A doua problemă, precizați pe baza sursei date o informație referitoare la caracterul tratatului încheiat de România în 1883. Aici tratatul a avut întâi de toate și se poate observa în text un caracter defensiv, deci de apărare, și în același timp de oportunitate. Adică faptul că atunci România era interesată să se apropie de puterile centrale, lăsându-și libertatea ca acest tratat să fie prelungit sau să înceteze. La punctul al treilea, să se menționeze statele care încheie cu România tratatul la care se referă sursa dată. Atenție aici, dragi elevi, pentru că nu avem toate cele trei state semnatare ale tratatului tripla alianță. Lipsește Italia, dar în sursă le avem menționate pe cele două care ni se cer nouă, nu? Aici, la punctul al treilea. Și este vorba de Austro-Ungaria și de Germania.
La punctul al patrulea, să se menționeze din sursa dată două informații referitoare la preocupările politicienilor români pentru problema națională. Aici, dragile, veți face precizarea că România, aderând la puterile centrale, chiar aliată cu Austro-Ungaria, nu a renunțat la sprijinirea românilor din Austro-Ungaria, respectiv din Banat, Transilvania și Bucovina. Prin urmare, acțiunile noastre sunt menționate în sursă, atât prin ceea ce afirmă ministrul Austro-Ungariei la București, care spune că România va schimba alianța dacă nu-i va conveni la un moment dat politica națională din Austro-Ungaria, dar aici trebuie trecute alte acțiuni concrete, cum ar fi societățile culturale, Carpați, Liga Culturală, de asemenea sprijin material oferit de România românilor din Austro-Ungaria. Deci românii din România, oficialitățile noastre, guvernul, regele Carol I, nu renunță la sprijinul românilor din Austro-Ungaria, chiar dacă noi eram aliați cu acest stat. Acum, la punctul al cincilea, formulați pe baza sursei date un punct de vedere referitor la cauzele aderării României la sistemul de alianțe, susținându-l cu două informații selectate din sursă. Care a fost rațiunea sau miza acestei aderări? Întâi de toate, România era un stat suveran, deci putea să-și aleagă alianțele pentru prima dată în istoria sa modernă. Doi, având în vedere pericolul rusesc, evident că Rusia nu mai era un aliat de nădejde și atunci România trebuia să se îndrepte spre alte puteri ale timpului și acestea au fost alese ca fiind Austro-Ungaria, Germania și Italia. Și dacă este să mergem pe firul acesta logic, Carol I, regele României la acea dată, era german de origine și, firește, înclinația sa era spre acest stat. De asemenea, nu trebuie să minimalizăm rolul pe care economia acestor state o aveau pentru România. Ele fiind state dezvoltate, România putea să aștepte un ajutor economic, tehnologic, dacă doriți, o piață de desfacere pentru produsele vestice, nu, în România, și o asemenea alianță putea să o ajute foarte mult. Deci iată tot atâtea cauze care sunt menționate și în sursă pentru care România a aderat la puterile centrale. Și în fine, este vorba de punctul al șaselea, argumentați pentru un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia România s-a implicat în relațiile internaționale de la începutul secolului al XX-lea. Și aici noi putem alege, dragi elevi, două momente. Momentul războaielor balcanice, deci tot la începutul secolului al XX-lea, în 1913, deci prin urmare, de ce s-a implicat România în al doilea război balcanic în 1913? Pentru că se modificaseră, condițiile istorice din Balcan după primul război balcanic din 1912. Și atunci România a trebuit să intervină împotriva Bulgariei. Deci este un prim moment în care România se, să zicem, intervine într-un eveniment de război, să spunem noi, de violență zonală. Al doilea mare eveniment și este mult mai de amploare, implicarea României în primul război mondial, respectiv aderarea la Antantă în 1916 și participarea la război în 1916-1918. Și în fine, putem să mai prezentăm noi o altă implicare a României în această perioadă și este vorba de participarea României la conferința de pace de la Paris din anii 1919-1920. Mai putem adăuga aici, dacă se cunoaște acest episod din cele pregătite prin temele care fac parte din materia pentru bacalaureat, și anume participarea României la campania militară împotriva Ungariei agresive în anul 1919. Iată așadar tot atâtea evenimente internaționale în care România participă și sunt exemple relevante
Și asta ne dă nouă dreptul să afirmăm un lucru, că România la acea dată era un factor activ, un actor al politicii internaționale europene. Subiectul al treilea este un subiect cotat tot cu 30 de puncte și în care ni se cere să elaborăm și să elaborați, evident, un eseu structurat, nu? Și cu o temă foarte generoasă, care să vorbească despre totalitarism și democrație în Europa și în România secolului 20. Având în vedere următoarele puncte, și aici vă voi prezenta scurt fiecare punct în parte, dumneavoastră fiind, sigur, obligați să dați coerență, fluență acestor idei. Întâi, precizarea unei ideologii totalitare din Europa și menționarea unei caracteristici a acesteia. Ce veți alege aici? Eu vă propun ca ideologie mai bine cunoscută și din gimnaziu și așa, din lecturile dumneavoastră, ar fi, să zicem, național-socialismul german sau nazismul. Da? Și de asemenea o caracteristică a acesteia fiind rasismul. Iată așadar, ca idee și ca sinteză a acestui punct din eseu. Un al doilea punct al eseului, menționarea unei cauze a instaurării regimului totalitar în România. Aici nu se precizează care dintre regimurile totalitare îl avem în vedere, dar dacă nu se precizează, vom începe cu primul. Adică este vorba de regimul de autoritate monarhică a lui Carol al II-lea, instaurat în 1938. Putem găsi o cauză a instaurării acestui regim? Da. Și această cauză poate fi găsită în ce? Anume, într-un fenomen al politicii interne de la noi, și anume ascensiunea extremei drepte pe scena politică a țării, respectiv, concret, dobândirea în alegerile parlamentare din 1937 de către Mișcarea Legionară a unui procent de aproape 16% din voturi, fiind pe locul 3 între forțele politice. Deci iată cum Carol al II-lea, profitând de acest rezultat al alegerilor parlamentare, va reuși în 1938, pe 10 februarie, să instaureze primul regim totalitar din istoria României moderne, și așa va merge România până în 1989. Acum, un alt punct ar fi prezentarea unei practici politice totalitare din România în perioada stalinismului sau a național-comunismului. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă să dăm un exemplu de practică politică. Aș veni aici cu un exemplu din zona lichidării sau anihilării opoziției politice și consecințelor acestei politici, respectiv, izolarea oponenților în diverse modalități, fie închisori, fie lagăre, nu? Este o practică politică. De asemenea, poate fi luată naționalizarea ca practică politică a mijloacelor de producție, poate fi luată colectivizarea, un alt exemplu, sau poate fi luat proletcultismul, obligația pe care o aveau oamenii de cultură de a scrie despre realismul socialist. Iată tot atâtea exemple care pot fi dezvoltate în acest eseu, la acest punct. Mai avem aici menționarea două fapte istorice desfășurate în România, de România în cadrul războiului rece. Noi am vorbit la timpul potrivit despre faptul că România se angajează în acest război rece după 1945 și că două dintre aceste fapte ar fi aderarea României la Consiliul de Ajutor Economic Reciproc în 1949 și, la fel, participarea ca membru fondator la Tratatul Militar de la Varșovia din 1955 sau participarea României în 1956 la înfrângerea Revoluției din Ungaria. Iată momentele care pot fi aduse în discuție de către dumneavoastră. În fine, ultimul punct al eseului, formularea unui punct de vedere referitor la practicile politice democratice din Europa în a doua jumătate a secolului al XX-lea și susținerea acestea printr-un argument istoric. Așa, deci practic politice democratice. Care ar fi un fapt relevant ce argumentează o asemenea practică? Și aici trebuie să aducem în discuție, să spunem, căderea sistemului comunist european, nu? În 1989. Așa. Și faptul că acest lucru a permis României și altor state să se integreze în sistemul
politic și militar vest-european, euroatlantic, în NATO și în Uniunea Europeană. Iată un exemplu în acest sens. Alt exemplu ar fi o altă practică, revenirea la respectarea drepturilor omului și ale cetățeanului. Cum sună Declarația Universală a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948. Este un alt exemplu de practică politică sau aplicare a unei practici politice democratice, cum ar fi, repet, respectarea acestor drepturi. Sau trecerea în statele recent eliberate la ceea ce numim pluripartidism, despre care iarăși am vorbit, adică acceptarea în scena politică a tuturor partidelor care militează pentru democrație și alegeri libere, alegeri democratice. Eu închei cu prezentarea subiectelor, urându-vă încă o dată succes la examenul de bacalaureat. Este un examen nu foarte greu, este un examen frumos, care printr-o lectură aprofundată și cu atenție, el poate fi promovat cu notă maximă. Vă doresc mult succes, dragi elevi, la ediția 2013 a Bacalaureatului Național.